sigur că mă găsesc. Am găsit. Am plecat la Pâșoveni. La Pâșoveni, unde am stat vreo două luni. Mai cu podre, mai cu tabere. Și acolo am avut inspirații care m-au sustras. Acolo am scris cel mai mare poemă al vieții mele cu Eminescu, pe care îmi pare rău că nu am cartea ca să vă ofer și dumneavoastră. A fost pentru mine o bucurie extra. Mă scotea acum de gândurile negre pe care le-am scris și am scris și un roman. Ane Vasile, aceasta este gabrioleta pe care m-ai dus dumneata la Slatina? Da. Da, ia că te mai reparat. Vremea a prăbădit-o și pe ea, cum se întâmplă și cu viețile omenești, dar se păstrează totuși o imagine. Da, a venit ca să le caut. E scrisul dumneavoastră? Scrisul meu. Ieri au avut destinul meu. Numai că nu am fost îngropat. E un simbol din ce a rămas. Am avut două râscuri. Multe, multe manuscrise. Scrie romane, piese de teatru, poezie, eseuri, studii critice. Corespondență de la scriitorii mari, diplomile mele și alte documente. Am plecat la Slatina, în noaptea Sfintei Marii. Vă rog să ne țineți acest lucru. Eu sunt născut a doua zi după Sfânta Maria și în noaptea Sfintei Marii am plecat la Slatina. Dar am dus noaptea, sora mea mi-a așteptat cu o daia bine pregătită cu tot. Am ajuns după ora 12 noaptea și de atunci am rămas în casa Slatina fără să mai ies niciodată pe poartă. 23 de ani. Scria domnul Pan Vizirescu în odăile din spatele acestor ferestre care l-au ocrotit 23 de ani. Mi se oprise timpul. Au venit hoardele comuniste după o chibzuință satanică să ne desființeze ca neam creștin prin ucidere și robie într-un păgânism nemai întâlnit în viața lumii. Din coliba mea mă simțeam trăind în pridvorul ceresc. Povestea vieții dumneavoastră, domnule Pan Vizirescu, este în fond, în cea mai mare parte, istoria acestui neam din acest secol. Acest neam care a fost exilat, desțărat, în ceea ce mai rămăsese din propria sa țară. Eu aparțin unei generații care ar putea fi numită eroică, generația dintre cele două războaie, care și-a avut mesajul și idealismul ei. Când s-a realizat idealul nostru național, dorit de veacuri, cu strângerea la un loc a întregului neam românesc, a fost cel mai mare moment al istoriei noastre naționale, care a dat o satisfacție dincolo de
puterea voastră de trăire și de înțelegere divină, aș putea să zic. Generația care a făcut unirea noastră merită toată recunoștința și la baza acestei întregiri stă sacrificiul a 800 de mii de eroi. După unire însă, s-au evit o serie de conflicte de ordin politic și spiritual. Omenirea, pe de-o parte, îngrozită de ororile războiului, venea medita pentru o pace, să nu mai fie turburată de asemenea grozevii, iar pe de altă parte, comunismul, care pusese stăpânire bolșevismul pe Rusia, își manifesta o tendință, în primul rând pe plan politic și agresivă, ca să cucerească și alte popoare. Și noi ne-am aflat ca prima victimă în fața acestei puteri. Deci, trebuia să luăm măsuri pentru ca măcar sufletește să căpătăm o armătură puternică de respingere și de rezistență în fața acestui pericol. Democrația care s-a instalat prin partidele politice ale epocii era însă foarte larg îngăduitoare. Și atunci tineretul a găsit în el puterea de a se exprima o conștiință națională, singura care putea să facă rău să țină piept acestui pericol. Pericolul era evident, însă era considerat cu ușurință. Presa noastră era împărțită, presa de stânga și presa de dreapta. Nu se avea loc o presă de stânga într-o țară care să avea unitatea ei națională, unitatea ei politică, unitatea ei culturală și sufletul ei, tradiția ei, creștinismul ei. Este o mare binefacere pentru mine și pentru că am apărut aceste epoci când am putut beneficia de prezența unor adevărat apostoli ai neamului românesc. Să nu credeți că cuvântul este exagerat. Ei erau niște sacerdoți ai ideii noastre naționale, ai credinței noastre și ai condițiilor de existență ale neamului românesc. Acesta a fost în primul rând Nicolae Iorga, cel care are un merit extraordinar la realizarea unirii noastre. Și am avut fericirea să fiu studentul lui și în același timp să-l cunosc de aproape și să mă prețuiască. A fost Octavian Goga, poetul pătimirii noastre, pe care din copilărie îl simțeam cu mitul ce îi dădase această misiune ce o împlinea el, cu jalea Ardealului, deci știam noi că există o țară urgisită, pătimită, așa ca frumoasa din basmele noastre, care trebuie dezrobită. Aceasta a fost credința în care ne-am. Era Nichifor Crainic, mare filozof al epocii, creator de cultură, cu revista Gândirea, cu ziarul lui Calendarul, care toți răscoleau, puneau în valoare. Era Simion Behedinț, la fel. Era și Rădulescu Motu, filozoful. Pe urmă s-au mai ridicat și din generația mea, ai noștri din generația mea, au simțit ca o poruncă testamentară această ridicare a lor pe baza ideii naționale. Nichifor Crainic a creat doctrina spiritualității noastre naționale în gândirea prin aprofundarea creștinismului, a tradiției noastre și a ideii naționale. Acestea au fost un evantai desfășurarea ideilor sale care au cucerit imediat tineretul. Pentru tineret a fost puterea de a vedea și misiunea lui și ce trebuie să fie. Această doctrină a fost și este încă în principal acuzată de antisemitism. Eu sunt un om al adevărului și așa am fost deprinși noi să respectăm adevărul la gândirea. Fără adevăr, ne-ar fi rușine să ieșim în lume. Pentru noi, minciuna are efecte alergice. Nu putem suporta. Așa că eu spun adevărul și aș spune acum să mă audă întreaga națiune. Gândirea nu a fost revistă antisemită. Nichifor Crainic nu a fost antisemit și noi nu am fost antisemiți. Antisemitismul nu a existat și nu există în conștiința poporului român. Este o vorbă aruncată așa de niște instigatori care vor să le scoată vinovați în fața istoriei cu o înșelătorie.
Noi toți nu am timp în emisiunea pe care o faceți ca să vă arăt legăturile noastre cu evreii cât erau. În primul rând, atâta vă spun, că la Gândirea publica și erau între cei mai valoroși Tudor Vianu. Tudor Vianu, care a scris cel mai frumos studiu despre Eminescu până el, publicat în Gândirea prin eseuri lunare, și pe urmă publicat de Crainic în volum special în colecția Gândirii. Deci, și era cel mai iubit, cel mai grea. Eu am avut relații de prietenie cu Tudor Vianu ca o frățești. Așa. Le întâlneam la Octavian Goga. Nu se punea până, eram foarte bucuros că un om cu atâta minte, cum era el, și atâta largă cultură și atâta spirit estetic în literatură. În al doilea rând, unul dintre cele mai frumoase studii despre Nichifor Crainic în legătură cu tradiția noastră și cu viața noastră sunt scrise de Tudor Vianu. Nu se practica la noi și nu, în viața mea, eu din copilărie mi-aduc aminte, nu exista această deosebire între noi și între evrei. Au creat-o ei. Ei au creat-o prin ziare de care vă spun că sprijineau comunismul. Atunci a apărut, începând cu Ana Pauker și în ziare Adevărul și Dimineața, care sprijineau comunismul și era imposibil ca român care știai pericolul acesta să nu ia atitudine. S-a întâmplat însă ca ei să fie în grupul mari și să, cu nume schimbat, și să infiltreze comunismul la noi. Așa, dumneavoastră n-a străit după 23 august ce a însemnat acapararea puterii de către comunism. Să știți că românii nu erau decât câțiva trăgători. Încolo nu exista un suflet care să se poată adapta comunismului. Străin cu totul era comunismul de sufletul neamului Dumnezeu. În memoriile marelui rabin Alexandru Șafran, da? Există pagini în care se referă la personalități ale epocii. Am chiar aici cartea în care pus să vă citesc vizita pe care i-a făcut-o marele rabin, eminența sa, ca așa este, fiindcă merită, lui Cornel Codreanu, convorbirea pe care a avut-o, o convorbire a doi oameni foarte îngrijorați de perspectivele viitorului, în care Codreanu l-a asigurat că nu există tendințe antisemite la el. Dacă sunt câțiva, îi va pune la punct. Asta e legea lui, îi va pune la punct, pentru că el urmărește o armonizare. Iar el îi spunea, aveți o ce mare, mare dumneavoastră, în acest sens. Și s-au despărțit ca doi oameni care înțelegeau foarte bine necesitatea acestor frământări spirituale, fiindcă epoca aceasta era extraordinar de frământată de tendințe contradictorii și ei găsiseră un mod suferente și un mod sănăcare. Asta. Iar uciderea lui Codreanu a regretat-o. Dumneavoastră, ca om care ați împărtășit doctrina naționalistă de la Gândirea și care a trăit în toată acea perioadă așa la o în intensă tensiune, nu ați intrat totuși în mișcarea legionară. De da. Ce? Vă spun de ce. Mișcarea aceasta era o mișcare care înainte de toate, și o spune Maniu, înainte de era creatoare de caractere printr-o disciplină extraordinară, ca cea militară. Nu puteam, eu am fost primele mele clase, a patra, sunt făcute la liceu militar. Deci aveam o educație oarecum spartană și sunt mulți între cei și doctorul Dima a făcut la liceu militar. Aveam, dar nu mă împăcam cu această educație, încă aveam o sănătate firală. Da? Iar acum nu mi-a plăcut să mă pun sub ordine nimănui. Mă orientez singur și dacă e să greșesc, să trag consecințele pe mine însă. Deci asta a fost una. Și în al doilea rând, poate nici nu m-am simțit vrednic să pot sluji această idee în să ajung la o stare de lepădare totală de mine, să împărtășesc ideea sacrificiului. Vedeți, erau niște lucruri care nu se puteau raduci, acceptat. Pentru asta este nu numai cel mai mare poet al generației noastre, dar și prin această credință pe care a trăit-o până la ultima clipă vieții. Am avut concepție nouă în ceea ce privește rostul artii. Rostul artii nu este numai de divertiment pentru viața omului, ci trebuie să facă din omul păcătoșit altul. De aceea am scris romanul Păcătoasa,
din epoca Mântuitorului, pun la temelia vieții noastre creștine conștiința păcatului. Accentuez asupra